Tusea este un reflex care ajută la îndepărtarea corpurilor străine, mucusului sau altor substanțe iritante din căile respiratorii. Este un mecanism de apărare important care ne protejează de infecții și alte probleme respiratorii. Astăzi vom afla care este cel mai bun sirop de tuse pe care îl poți prepara acasă. Cauzele tusei pot fi diverse, inclusiv infecții respiratorii, cum ar fi răceala, gripa, bronșita sau pneumonia, alergii, boala de reflux gastroesofagian, asfumatul, anumite medicamente, afecțiuni pulmonare cronice și așa mai departe. În sezonul rece, dar nu numai, multă lume se lovește de o problemă de sănătate extrem de săcăitoare. Tusea seacă. Tusea iritantă, fără mucozități, cunoscută și sub denumirea de tuse neproductivă, poate fi tratată naturist cu miere cu lămâie pentru tuse seacă. Pur și simplu, storzi zeama de lămâie într-un pahar și pui la fel de multă miere. Amesteci temeinic și iei la fiecare 30 de minute câte o linguriță pe care încerci să o mesteci și înghiți. Asta te va ajuta cel mai mult și mult mai mult decât un sirop de tuse care îți poate face mai mult rău decât bine, pentru că bine nu îți face deloc. Asta o să aducă mai multă secreție, o să umecteze mai mult acea mucoasă, o să ajute la umectarea acelui mucus și la expectorarea mucusului și asta este cel mai bun sirop. Mierea are proprietăți bactericide, deci o să omoare anumiți microbi. O să lubrifieze mucoasele și o să le calmeze, a precizat doctorul Mihail Pautov. Tusea, la fel ca alte reflexe naturale, precum strănutul sau clipitul, are un rol benefic pentru organism. Ea protejează căile respiratorii și plămânii împotriva unor iritații, cum sunt substanțele alergene, bacteriile sau virusurile. Spre deosebire de tusea productivă, care se declanșează pe fondul unui exces de mucus, tusea seacă este fără secreții. Cei care se confruntă cu ea descriu o senzație de mâncărime sau gâdilat în gât, care îi determină să tușească. O tuse uscată care apare ocazional nu trebuie să-ți dea motive de îngrijorare, dar tusea persistentă poate semnala probleme serioase de sănătate, relatează adevărul.ro.